Militarii din trupele cu destinație specială împreună cu veteranii din domeniu vor participa la campionatul Special Forces Open Cup. Printre cele 10 echipe înscrise în competiție este și una din Marea Britanie. Luptătorii își vor demonstra măiestria în cadrul mai multor concursuri de trageri la țintă din pistol și carabină. Evenimentul se va desfășura timp de 2 zile pe un poligon de tir sportiv din afara Chișinăului. Numele câștigătorilor va fi anunțat duminică, iar cei mai buni trăgători vor fi premiați. Cea de-a 6-a ediție a campionatului este organizată de Asociația de Trageri Practice pentru Amatori și Serviciul de Protecție și Pază de Stat.